Salut! Sunteți pe canalul Cool Family. Noi am primit un pachet de pe Sihotare. Am avut nevoie încă de a doua cameră ca să facem mai multe lucruri pentru voi. Și de ce am comandat? La noi aici, în Moldova, nu erau așa camere de care noi am văzut pe internet, pe YouTube, și am comandat-o de pe Sihotare. Ne-a ieșit foarte avantajos pentru că, în afară de cameră, de prețul acela pe care noi îl găseam poate pe în altă parte, au venit și multe accesorii. Camera. Noi suntem foarte entuziasmați, am așteptat aproximativ vreo 2-3 luni, nu? Da. Că asta e principal, dar lăsăm la sfârșit. La urmă, da. Ce e mai gustos la urmă. A fost la vamă, puțin despachetat, dacă vedeți cu scoci. Acesta este un stativ. De mână, da. Vedeți. Adică el pe bară poți să-l agăți foarte ușor. Și când, adică nu ai cine să te filmeze, să te fotografieze, să o agăți de o bară, de o creangă. Și ai apăsat, ți-ai făcut poză sau da, video. Dacă ai nevoie, dar de obicei noi mai mult o să-l folosim, adică în mână, ca să ținem camera. Da, nu recomandăm tare mult să-l desfacem, să-l răsucim pe crengi, pe, nu știu, pe bare, deoarece acum asta cu timpul se defectează. Da. Se slăbesc și se rup, se desfac, da? Chestiile astea. Acestea sunt acoperite cu cauciuc. Sunt foarte moi. Nu e tare, parcă ziua mai presă că e tare, dar nu e tare. Nu e tare. Și, după cum am spus, aceste piciorușe se îndoie așa cum îți trebuiește ție. Așa. Și în plus se desface. Așa. Dacă vrei să-l instalezi pe masă, este acest boltișor pe care agăți camera și uite-l. Și nu-l unică din mâini când îl ții, da? Nu-l unică. E foarte comod. Stă foarte sigur în mână. Așa. Unu. Este. Wow, aici nu știu unde stativ este. Are și husă. Poate nu este unul din cele mai puternice stative. Nu, da. Dar totuși. Este un cadou destul de plăcut. Mai ales dacă pentru cei care e începători, care nu au deloc, are și încă micuță de asta. Așa. Așa, mic, în poziția aceasta, când vrei să o pui pe masă și să te filmezi doar pe tine. Și plus la fiecare picioruș se extinde el. Wow! Poți să pui jos. Wow, ce mult se face. Și va fi cam la înălțimea aceasta. Și plus încă se ridică. Are aproximativ 1,20 m undeva. Da? E cam ca așa smenă de înalt. Da. Și toate piciorușele îți fac așa. Este ușor. Poți să-l iei cu tine. Compact. Să faci un vlog. Da. Ușor și compact. Da. Ok, dar te cutu strângem mai departe să văd. Așa. Asta este o chestie pentru curățarea videocamerei, da? Așa. Așa, aerul și sufli aer, da? Curăți locurile care mai puțin accesibile. Cred că nu o să o desfacem. Nu prea tare și așa interesant, cred că. Această gentuță, o husă pentru este cameră, probabil, nu? Da, da, da. Aici se vede că undeva o găsi, poate la pantaloni, nu știu. Cam, e posibil, cam periculos la pantaloni să o găsi așa, nu? Nu știu, dacă aici o legi încă foarte bine, o strângi așa, ai pus camera, de ce e periculos? Se ține foarte sigur. Noi, noaptea aceasta am dormit foarte puțin. Adică mai aproape n-am dormit deloc, am fost la Ucraina. Suntem foarte obosiți, așa că dacă vorbim nu prea cum trebuie sau mai frânem cu vorbirea, să ne înțelegeți, suntem obosiți. Dar am zis să vă filmăm pentru că și nouă ne este interesant și cred că și vouă vă este interesant. Poate pentru cei care să dorească să înceapă să ocupiți cu vlogurile, să vă arătăm cam ce cameră folosim noi. Nu știu, dacă o să doriți, putem să vă spunem și tu ne-a luat și link-ul, dacă o să doriți, scrieți în comentarii și noi să vă lăsăm. Da, este așa, o curălușă la geanta aceasta, se agață aici. Geanta pentru cameră, cum înțeleg eu, da? Da. Aha. Asta ce e? Acolo, așa un spațiu, unde pui, poate, baterie, poate... un spațiu de alături, da? Da, da, da. Aha, o sparte. Este pe lipici aici și îți faci tu depărtarea aceasta, că trebuie baterie, pui... Obiectiv, și agăți curelușa, dacă trebuie ca să pui pe umăr, da? Da. E clar, picuță. E clar, da? Vrei să o agăți?
Foarte repede. Așa. Aha, închide-o? Da, uite așa. Da, mi-a mai plăcut și tot asta. E mică. Pentru vlogger trebuie să fie o gentuță mică, nu prea mare. După camera. Camera mică, gentuța mică. Gentuț, da. Așa. Mai departe. Un card de memorie la 32 de giga, gigabyte. Și este destul de suficient. 32 se ajunge pe așa. Dacă o să avem nevoie să mai luăm încă, dar noi mai avem încă. Dar avem încă la camera și am dat dacă ceva, dacă... O să fie moment când spunem vă mândouă o dată, aici ce e? Aici e o surpriză, cadou ceva. A, se scrie așa, bine că n-am tăiat. Ups. Aici e un set pentru curățarea camerei, da? Cum înțeleg? Și iarăși un mic stativ. Mini stativ. Ia uite-ți. Este pentru mână, nu? Așa, exact, pentru palma. Uite, pentru palma mea. A, nu știu dacă a ta se încapă. Încape? Da. Aha, este mini, mini, micuț. Și mai avem încă un, nu știu, o chestie așa care o agați aici de la selfie stick și poți să pui chiar și telefonul. Mhm. Micuță. Ți-am dat, ce vine aseta grămadă? Așa vine anume... Asta e pentru curățare, dar vine și asta împreună, așa la, sau așa la ambalat, a ambalat. Nu, așa vezi, este și pe pachet. Pachet. Un. Spray, da? Este ceva soluție acolo. Acuș video. Da, este ceva cu spumă. Soluție este de curățat ceva, da? Da, da. Ei, vezi, șoare, simple, da? Mhm. Și aici vezi cel anume, Moali, care el e foarte bun și pentru ochelari, ochelari da. Pentru obiective speciale ai făcut. Și cam așa. Atât, aici. Aici se simte ceva ca un cablu. Acum și vedem. Da, este un cablu USB. Ia uite ce bine ai făcut. E acoperit aici. Protecția. Super. Da. Aici, în aparatul de fotografiat. Aici, în laptop. Sau în computer. Super. Ne apropiem, ne apropiem de principalul. Așa, da, rămâneți pe la urmă cu noi, pentru că noi o să încercăm la sfârșit să filmăm bucățică cu camera dată, ca să vedeți comparativ cu aceasta care e la noi acum și cu cea care am luat-o. Wow. Apropo, cea ca aceasta care filmăm acum nu e a noastră, așa că mulțumim canalului Bogdan Show care ne-a oferit-o, părinților lui Bogdaniel, a noastră două s-a defectat și până reparăm pe ceia, asta... O să vin două camere, dar aceasta ne-a ajutat, foarte mult ne-a ajutat. Da, îi mulțumim lor. Asta ce-i? Este... Uite, o legați pe mână, nu știu cum acolo. Iar atât. Da, 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 uite așa. O agăți aici. Și cumva acolo arată așa. Pe camera aici sau ce? Pe camera, pentru camera ce nu? Da, când ies așa, tu ești sigur? Da, acolo ți-mi minte că pe imagine de la computer, nu doar de pe internet în comandată, era ceva cumva așa, aici cu rălușa și asta se agață aici. Și ții camera în mână și filmezi așa ca un loc de stativ sau probabil sau ce? Nu știu. Hai că o să ne clarificăm pe urmă. Dar cred că e o chestie foarte bună. Când mâinile s-au ocupat, probabil ca să fie... Da? Să pui. Să vedem. Da, este baterie. Sperăm că este și în cameră baterie acolo, după cât țin minte, spuneau că sunt două baterii, da? Da. Acolo e una doar, da? E una, da. Ar fi foarte bine să fie două. Da, este foarte combinabil când este cu două, pentru că una s-a descărcat și o cu două. Și locuiești cu a doua, da. Asta, aha. Așa asta ce este? Este un card reader. Nu știu că așa se numește, poate alții o numesc altfel. Acel card unde este. Sunt anumite laptopuri care nu au special locul acela unde să pui cartela aceasta, cardul acesta. Și atunci cartela aceasta o pui aici, o închizi, da? Pentru orice eventualitate, și o pui în slotul de la USB port. Așa. Și atunci poți să citești ce este de pe card. Să citești, să transmiți, da? Da, da, da. Să transferi toată informația. Un cablu. Ne avem și... Cum se spune? Priză, da? Da, adică
un transfer, așa să spun, sau cum se numesc, care face ca să meargă la priza noastră. Vedeți că acestea sunt prize străine. Așa. Asta e o chestie a... interesantă. Parcă e un stilou. Aici este... 2-in-1, stilou 2-in-1. Da? Da, nu e parfum, e spray pentru cameră, da. Tot curățerii. Și este ceva, se simte, se aude lichidul. Iar aici este o perie. Da, e cu spray-ul. Și apoi cu periuța o curăț, da? Așa? Și apoi așa, da? Da, da. Aha. Și dacă ai buzunar, hop, l-ai agățat, dacă vrei. Dacă ai nevoie să-l port undeva cu tine, nu știu dacă să ai nevoie. Și acum e rolul nostru principal. Am ajuns la el? Da. Hai să vedem, chiar nu e simțant. Tot e adecul pe mează, bine, bine, doamne, să fie tot bine. Atât am așteptat. Da. Da, am așteptat foarte mult, să fie chiar bucuroși. Vrem foarte mult să vedem anume calitatea videoului, dacă e așa cum noi ne-am pus noi în plan sau adică e mai rea sau mai bună. Un cablu. Așteptă. Carte cu instrucțiune, documentul lui. Ui, gărdeu asta. Dar asta pentru ce? Ce faci cu el? Ce e? Uite, aici este un cărcător. Pentru baterie ce care am asta acolo. Și acum și vedem dacă mai are una înăuntru. Ce și mă îndoiesc deja. Iată. Da. Acolo era notat că sunt două. Și ce? Așa avem un transfer sau nu știu cum se numesc. Da. Care merg la prizele noastre. De fapt, posibil că și avem și așa priză. Acum și vom vedea. Ok. Trebuie să vedem camera dacă nu e încărcat sau până încărcat, ca să putem bucățic filma. Ia uite-ți. Iată și cameruța. Micuță, compactă și foarte comodă. Canon G7X Mark II. Noi multe ne-am uitat pe internet, dar acesta ne-a plăcut foarte mult. Hai să vedem dacă este bateria înăuntru. Da, haide. Acolo a zis că este. Este! Super, nu ne-au mințit. Nu. Bravo. Iată. Exact așa cum era notat, așa și ne-au trimis. Super. Este o mare bucurie pentru că ajută foarte mult a două baterii. Setări. Setări, setări. Ok, adică tu setezi și apoi filmăm. Arată că, cum se ridică ecranul. Uite, da. Dacă vrei să faci... Al nostru exact așa se ridică. Care e... Da. Noi avem Sony. Așa. Plus mai are încă așa o chestie. Nu, nu cred că tare e necesară. Dar așa a decis Mark II anume să facă în felul acesta. Doar atât. Eu nu știu de ce mă gândeam că mai mult. Dar nu, este doar atât. Probabil că te ridici camera sus să poți vedea mai parte jos cum se e, nu? Așa. Păi da, uite așa. Așa că îți poți vedea, aha, îți poți vedea. Dar cred că este destul. Se vede foarte clar. Sub orice unghi. Wow. Se simte că este de metal. Aici are puțin ceva așa, o suprafață de cauciuc. Să nu se alunece, da? Sau da, da, da. De mână să nu cadă. Oh, wow. S-a auzit un sunet ceva. Cartela are? Da. Nu știu. Cartela nu are, doar, nu? Să dau și cartela. Sau mai are și cartela adăugător, nu? Ți amintești? Caut un cartela, se pare. Wow, stai, unde e cartela? Aici, nu e aici? Nu, nu, aici e o agață de stativ. Card acolo nu era? Caută. Aici baterie. Stai un pic să vedem, poate aici. Da, iată slotul aici pentru cartela. Scoate dar cartela și te să punem. Și mergi, să încercăm acum să filmăm, poate, în cățică, da? Se vede cum se uită ce se vede. Ia să vedem trebuie în spate eu. Uite, s-a focusat, știi? Hop, pe cameră, țic, acolo. Filmează-mă pe mine acum. Ia că eu acum filmez. Așa că bucățica asta o vedeți pe camera lui Tătinca. Eu pe eu îmi vezi. Să știți cu ce camera am până acum. Această camera mi-a oferit Bogdan Șo. Adică Dragoș cu Anișoara, părinții lui Bogdan. Da, a fost un mare ajutor pentru noi. Așa că dacă ne vedeți, mulțumim foarte mult. Avem acum o casă, ne filmăm unul pe altul. Tătinicule. Da. Cum e cu camera? A ta sau a mea? A ta, cum?
Super, foarte bine. O să vedeți, noi o să punem bucății ca care la tăticul și ca așa că voi să vedeți calitatea. Se focusează foarte repede, mă uit că. Mhm. Așa. Deci fetele ne-au stricat telefonul. Ieriana, chiar n-am stricat. Până acum a fost bun. Hop. Foarte bine. Și înțeleg că se focusează și de când cu sensor. Da? Ceva și pur și simplu, dacă se trebuie ceva repede. Ai văzut? E că se trebuie acolo să focusezi. Văzut ce trebuie să focusezi? Da. Super! Bravo! Iată și Melissa, a venit în coace. Ai văzut? Vă spune, a căzut dintele! Uau, felicitări! Felicitări! Uite-mă mic camera noastră nouă, îți place? Că eu nu! Da! Îți place? Eu nu am! Melissa, tu n-ai, tu nu, la tine n-au căzut dintele așa? Nu trebuie, încă de vreme, Melissa! Ia să-ți vadă cheșorii tăi! Cum? Gata că s-au obosiți, dar lucesc de bucurie, știi? Da, e un aparat. Se simte foarte bine în mână, știi? E... Da, să dea Domnul să ne slujească mult timp și să vă facem cu el multe videoclipuri interesante. Și alut, 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 prințesa! Scrieți dacă a plăcut camera noastră și dacă vă place cum filmează, comparativ cu ce am filmat până acum. Da. Și aceasta e foarte bună, dar aceasta pentru vloguri e și mai bună și mai reușită. Eu vreau să spun că la noi, la toate trei canale, Jasmine Show, Mele Caramele și Cool Family, avem și pagini de Instagram. Așa că intrați, dați-ne follow și urmăriți evenimente din viața noastră prin poze și videouri. Da. Pa, pa. Pa, pa, prieteni.